Oameni buni, ne-am întors, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, merită, credeți-mă. Dacă poliția română, vorbesc și eu generic, dacă un lider de sindicat din cadrul poliției române dorește să-și cumpere mop, găleată, făraș și cârpe de șters praful pentru a se duce să se facă soră la spital, înseamnă că le-a reușit ăstora de la putere legea salarizării unice pentru bugetari. Știți că noi ăștia de la privat n-am primit niciun leu, la noi e liniște. 3 milioane ceva de proști. Ați primit pe minus. Nu, am primit pe minus. Lasă asta, bă, nu mai pune sare pe rană. Noi ăștia la privați n-am primit nimic, e liniște, e frumos. Bă, la bugetari au făcut ăștia o lege echitabilă, corectă, morală, bă, o lege adevărată, de a ajuns un polițist nu să tânjească, să nu mai înțeleagă ce se explice prietenilor și familiei despre munca și despre salariul lui. Se numește Bogdan Bănică, este vicepreședinte al unui sindicat din cadrul Poliției Române, se numește DECUS și domnul Bănică zice așa: drept dovadă, un infirmier debutant, tot respectul pentru meseria oricui, absolut corect, zice domnul Bănică, câștigă mai bine decât un polițist cu 10 ani vechime. Mi-am cumpărat o găleată și cu mop și cred că pun trusa criminalistică în cui după 20 de ani. Deci atenție, omul ăsta, las-o așa, Teddy, puțin. Omul care este deja și la telefon alături cu noi, salut, Bogdane. Bună seara, domnule Barbu, salut. Mersi mult de tot, Bogdan, că ai intrat în direct cu noi. Nu ești aparent, oameni buni, este o glumă. Este un subiect luat un pic așa în glumă, dar numai fraierii pot să ia subiectul în glumă. Bogdan Bănică, pe bună dreptate, se întreabă ce țară e aia în care el, polițist criminalist, poate mai trebuie să mai spun o dată, polițist criminalist. Nu că ăia de la circulație, de la pază și ordine sau ăia care sunt cățelari, care merg cu câinele de la jandarmerie, ar fi ceva, nu. Și ăia sunt niște oameni minunați. Numai că omul ăsta e chemat atunci când au loc crime. Și e chemat de vreo 20 de ani, din câte m-am documentat și eu, la el, acolo, în nordul țării. Bă, de vreo 20 de ani îl cheamă lumea. Bă, mi-a omorât copilul, mi-a omorât bunica. S-au tăiat că ea cu topoarele. Vino, frate, și fă analiză să găsim vinovatul. Ce salariu aveți în comparație cu o infirmieră debutantă în spitalul... nu, stai așa, Bogdan, la telefon. Ca să înțelegeți ce l-a deranjat pe Bogdan, este ceea ce noi am prezentat în emisiune vinerea trecută. Absolut halucinant. Haideți să facem un remember ca să înțeleagă toată România. Deci, și ca Bogdan am primit 10 de e-mail-uri și telefoane. Băi, este inacceptabil. Da, mă, asta e România lui Olguța Vasilescu, Dragnea și Tăricianu. Uitați-vă puțin la cei doi fluturași pe care un șef de... De mă fluturași pe ecran, mă, Teddy, mă, te rog eu. Un șef de... Iată-i. Un șef de clinică din Brașov i-a pus pe Facebook și a înnebunit România. Dorina e din Spitalul Județean Brașov, are 30 și ceva de ani vechime în câmpul muncii și a dus acasă 2600 de lei. Ca să o luăm pe scurtătură, acesta este fluturașul respectiv. Poftim? Dă-mă până jos să văd dacă e al lui Dorina sau e ălalt. Nu-mi spui și mie, Teddy, care e ăsta? Bine, al Dorinei. Acesta este fluturașul Dorinei. Repet, infirmieră la Spitalul Județean, cel mai mare spital din Brașov, din județul Brașov. Este 2600... Da, mai de sus are ce are. Deci a luat un împrumut pe care restituie. Deci, adăugați la 2600. Dacă n-avea rată la ce are, dacă n-avea un împrumut... Cât e la ce are? Adăugați la 2600. Adăugați-l. E mai sus. Dă un pic mai sus. Dă înapoi. Se fac 2100. La restul de plată. Zice bine, Sorin. Salariul de bază, mă, băieți. Nu, 2148, da? Ok, am înțeles. Da. Știi cât are asta? Păi da, mă, oprește aici. Salariul de bază, oprește-mă puțin. 2148, da? Da. Salariul de bază al ălei ai 3200 de la SCL. Ce dracu vreți? Ne uităm acum. Dă-l pe celălalt. Ok, nu, oprește-te aici. Nu, lăsați un pic mai jos aici și vedeți. Lăsați la ce are. Venitul net. Păi da, ok. E mai mult pe net cu 300 de lei, adică să fim corecți cu... Venitul net. Înseamnă 2600 plus ce are. Oprește puțin. Venitul net, 3299. Dă-l pe altul. Dă fluturașul alt. Nu uitați, 2900. Da, mă, 3299 venine, okay. Da? Dă-l pe altul, imediat. Că acum, dacă n-aveți încredere, înseamnă că vorbim. Nu, e regulă. Vreau să spun că doamna n-are doar 2600, exact. Are 2900. Da. Salariul de bază, salariul de bază. Da. Mai are sens să mai dăm ceva mai jos? Nu, baza e diferită cu 1000 ceva. Are sens să mai discutăm de ce are uși de alea? Salariul de bază, oprește aici. Salariul de bază, 3266 de lei, da? Venit brut, 6147 de lei, domnul Coarnă. Da, am înțeles lucrul ăsta. Da? Da, e venitul brut. Da? Iar netul e de unde? Păi netul... 3995 net. Așa, da? Da, e în regulă. Păi ailaltă are salariul de bază 2100.
248 de lei. Am văzut diferențele. Și atunci mă luați cu ce are și cu astea. Nu, 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 nu. Tu crezi că omul care e la telefon... Era în sprijinul. Era în sprijinul dumneavoastră. Nu era... că mă contraziceți. Nu, 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 vă... chiar vă... Pe post, pe astea, nu, nici nu ne-am propus să vă contrazicem, vă completam, că dumneavoastră ați documentat foarte bine subiectul. Bine, Bogdane, te ascultăm. Pă bune, acum lăsând tonul... Începeți cu salariul de bază. Dați la salariul de bază. A? Sus, dați la bază. Ia dă înapoi, mă, la salariul de bază, la femeia asta care este infirmieră. Stop, joc, oprește aici. Salariul de bază este... Este infirmieră, atenție, n-avem nimic cu femeia. Nu, nu, este nu, infirmieră, lasă cele într-un spital... Noiembrie 2018. Știți, da, cât are Bogdan salariul de bază în noiembrie? Cât ai Bogdan salariul de bază? 2400. Pe acolo, domnul Carnare. 2400. Vedeți? 2400, da? Tehnician, criminalist, oameni care merg la fața locului, așa, care investigează de la omor la... Deci, încă o dată, stimați telespectatori, da? Nu punem la socoteală sporurile, nu punem, nu, la socoteală de bază, zilele muncite în plus. Salariul de bază al domnișoarei de la spitalul din Săcele, fără niciun an de vechime în munca de infirmier, este de 3266 de lei. Am discutat lucrurile astea în... Salariul de bază al lui Bogdan, cel care de 20 de ani face cercetare criminalistică în Poliția Română, este de în jur de 2400 de lei. Ca să înțelegeți ce a făcut Olguța, ce a făcut Tăricianu, ce a făcut Dragnea, ce au făcut ăștia. Și de ce a ajuns un polițist, mai în glumă, mai în serios, să caute un mop, o găleată și să plece din sistem. Te ascultăm, Bogdan. Ce să zic, am văzut cu toți, negru pe alb, ca să nu mai existe dubii, care este venitul unui agent de poliție cu 10 ani vechime, comparativ cu cel al unui infirmier debutat. Din nou, mă repet, nu vreau să fiu înțeles greșit. Am tot respectul pentru orice job, orice meserie este nobilă. Dar nu se poate ca un agent de poliție, venitul unui agent de poliție să fie în jur de 3400 de lei, iar al unui infirmier de 3400. Da, 3400 cu normă de hrană și normă de echipament. Atenție mare că tu trebuie să-ți cumperi ținută de bănuție. Dacă dăm jos norma de hrană și echipamentul, exact, care sunt undeva la 1300 de lei, exact, polițistul cu 10 ani vechime, în anul 2019, da. Da. E corect ce spui, dar trebuie să facem diferențierea, pentru că norma de echipament se aplică de regulă în natură, pe care de excepție în bani atunci când nu fac echipament ei. Și aia înseamnă că tu trebuie să-ți cumperi echipament. Deci ăla nu e salariu, nu-i drept salarial, să nu le amestecăm, să înțeleagă lumea altceva. Tu iei un salariu net undeva la 2200-2300 net. Da? 2400 după 2000. Bravo, uite, vezi, fără să-ți deci tu duci acasă, atenție, oameni buni, ca să înțelegem, poate vi se pare că nu-i subiect. Mie mi se pare că este unul dintre cele mai tari subiecte. Omul din imagine duce acasă la familie, la copil, la nevastă, la familie, în jur de 25 de milioane, 24-25 de milioane pe lună. Net. Net. Acasă, mă, duce acasă, asta înseamnă net. De la Săcele, infirmiera din Săcele, zero ani vechime, repet, ca să nu creadă cineva, nu are femeia nicio vină. Probabil că este un profesionist. Uitați-vă de la ce salariu pleacă, l-aveți pe ecran, da? De bază. Și-a dus acasă 3.995, scrie pe ecran. Păi, Bogdan, omul din imagine, nu trebuie să duc acasă să-i spună lui nevastă să mă las de poliție și mă fac infirmier la Săcele? Sau în primul spital, nu județean, în primul spital orășenesc. De ce? Ca să-ți aduc și eu 40 de milioane acasă ca femeia aia. Problema de adică întrebare, de ce să stea băiatul ăsta, de ce să stea în poliție? Care ar mai fi motivarea? Nu măcar de ce să stea în poliție. Motivarea aia înseamnă motivare. Da, exact. Aia înseamnă motivare. Pentru că nu mai au nevoie de specialiști, domnul Barbu. În țara asta nu mai este nevoie de specialiști și de oameni cu vechime în specialitatea lor. Mi s-a adresat de multe ori întrebarea în ultimele zile de ce pe futurașul infirmierei apar multe ore suplimentare. Și am să vin și cu răspunsul. Pentru că la poliție, orele suplimentare sunt compensate cu timp liber, cu excepția celor de sâmbătă și duminică și sărbători legale. Deci în timpul săptămânii noi nu primim bani pentru acele ore suplimentare, domnule Barbu. Da, doamne, eu știu foarte bine. Mă ocup de emisiuni privind situația din poliție, din sănătate, din învățământ, cu Dragne și cu Mitică și cu Surugiu și cu alții, mă ocup de 2 ani. Numai că până noi nu ne ascultă, Bogdane, nimeni. Eu vreau să știu dacă doamna ministru Carmen Dan și cu doamna ministru Pintea văd emisiunea asta, că sunt două femei de ispravă. Și dacă ele ca ministerese văd ce au în subordine, Bogdane. Domnul Barbu. Păi ori nu cunosc realitatea. I-am explicat, doamnei ministru Dan, de 1000 de ori, am explicat lucrurile astea. Sincer vă spun, am învățat-o să citească fluturașii ăștia, că nu înțelegea diferențele, pentru că la noi lucrurile sunt mult mai complexe de atât. La noi salariul
de funcție acum e undeva ancorat în decembrie 2018, care înseamnă decembrie 2009. Niște sume compensatorii, e o întreagă tehnicalitate aici. Trebuie să înțelegi foarte bine mecanismele ca să ai o rămâi la telefon, Bogdane. Sorine, tu cum vezi că ești oarecum în afară, nefiind vorba de învățământ, e vorba de sănătate și interne. Dar se încalcă principiul în baza căruia a fost creată legea salarizării unitare. Da? Aceste anomalii se întâmplă inclusiv în... Știți cum e? Luna și anomalia. Au ajuns de la 1 ianuarie mulți profesori, colegi de cancelarie, să aibă salariile mai mari decât directorul. Iar se încarcă principiul. Într-o instituție, cel mai mare salariu într-o instituție bugetară trebuie să-l aibă profesorul. Ceea ce nu știu eu și vă rog să mă completați este dacă în sistemul de sănătate, când știu că anul trecut medicii au ajuns deja la nivelul din grila din 2022, asta s-a întâmplat cu toate categoriile socioprofesionale, adică inclusiv infirmierele au acum salariile din 2022? Care însemna ca lor să... Nu, e pe... Stai mă puțin, stai un pic, mai dă-mă flutura și că până ne știe lumea ca pădrat și iar mă tedi. Nu, Sorine, chiar dacă ar fi așa... Chiar dacă ar fi așa... Infirmiera din Brașov are 26 de milioane, pe când ai la are 32. Net. Dacă net... Da? Da, aia are 2100 brut, asta are 3200 brut. Bă, băiete, are 50... M-a sunat, a fost în direct omul ăla. Am văzut emisiunea eu. Are 50% salariu mai mare brut la Săcere, cu 0 ani vechime, decât Dorina de la Spitalul din Brașov, care are 32 de ani de vechime, bă, băiete. Ai noțiunea înseamnă? Și care e explicația? Nu știu mă să-ți răspund la întrebarea asta. E din cauza de Olguța? Nu știu mă să-ți răspund la întrebarea asta. Pentru eu m-am uitat, stai, eu nu... întâmplător, m-am uitat la timpul de lucru. Timpul de lucru este identic. De-aia se întâmplă. M-am uitat la timpul de lucru, că putea să fie din timp de lucru mai multe ore suplimentare, dar nu avem. Avem nu timp de lucru. Lucru, mă, că nu. De bază. Deci, atenție mare, mai jos, deci, zile lucrate, 21, dincolo 21. Când vorbesc la net, am e și egal. Deci are salariul mai mare. Părăți de plată, mă uit la timp de lucru, ambele sunt egale. Nu înțeles cu ce compar eu. Eu am înțeles perfect. Eu compar salariul este de bază, corectă. Comparația este corectă și pe timpul de lucru. Bogdan pe... are un salariu de bază, femeile astea două... Aia de la Săcele o bate pasta de la Brașov, de o rupe cu 50% din amândouă infirmiere. Din încadrare. Iar pe ăsta la tu, pe Bogdan, care e de 20 de ani în poliție, criminalist, îl bate de-l rupe... Până v-am explicat. Aici, deci, ăsta e comparația. Ca să facem un rezumat. Debutanta câștigă mai mult cu aproape 50% decât cea care are vechime. Exact, da? 50 și. Dar de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că se întâmplă și în învățământ. Pentru că acolo unde n-ai similar în funcție, ai nou angajat, îl angajezi cu salariul din 2022. Că n-au altă. No. Ia zi, Bogdane. Nu, se face prin reconstrucție, nu. Aceste situații sunt cunoscute la minister, părerea mea, dar sunt două variante, așa cum încercam să spun mai devreme. Doamna ministru ori nu cunoaște situația din teritoriu, caz în care ar trebui să-și dea demisia, ori o cunoaște și ne ia de proști, caz în care ghiciți ar trebui să-și dea demisia. Fără este bani. Inacceptabil. În istoria poziției brisă, în ce sal am ajuns. Hai să-ți explic eu. Doamna Carmen Dan cunoaște în profunzime aceste lucruri, pentru că eu personal, până să ne certăm în mod direct și irevocabil, am făcut ruptura decisivă, cunoaște, am explicat în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare moment, aceste diferențe colosale între noi și poliția locală, de exemplu. Un agent de poliție locală n-a nimic cu ei, de așa a reglementat Olguța, tot din cauza de Olguța. Are un salariu de bază de undeva la 4.500 la 1.000 de euro baza. Ori tu ai 2.500 pe jumătatea lui. Și atunci, sigur, când mergi păreți de plată, dacă am și ore de noapte și alte elemente pe bază de pontaj, restul de plată va fi colosal, pentru că sistemul de referință este dublu. Ultima întrebare, Bogdane, și îți mulțumesc că ai fost alături de telespectatorii emisiunii mele. La tine în sindicat și la tine în IPJ și, în general, între prieteni, între vecini, că bănuiesc că ați discutat acest subiect, mă, care este starea de spirit? Este jale. Este jale. Și, din păcate, cu toate că dreptul la greva al salariaților este prevăzut în Constituția României, acest drept nu este îngrădit de articolul 45 al neatul 1 litera E din statutul polițistului. Interzis dreptul la grevă prin legea 360, prin legea organică. Așa este, exact. Avem dreptul la alte statutul activități de tip sindical, meeting, pichetare, lucruri pe care noi, SNPP, ce l-am și dezvoltat de altfel, am mers cu cei de la Liga Militarilor în rezervă, unde păi avem... Da, mă, dar eu nu mai înțeleg un lucru. Dreptul la grevă vă e interzis. Dar putem, Bogdane, să acum, iartă-mă că ți-aduc aminte, dar când ați luat căștile și le-ați aruncat n-a în curtea lui Băsescu. Băi, stai un pic. N-a fost drept la greva, stai a fost un pic, meeting făcut atunci. În am fost eu acolo. Tu acum ce vrei să faci? Eu sunt aici avocatul lui Traian Băsescu. Când i-ați aruncat cu cașchetele și i-ați strigat ieși afară și avea ordinarea, ați făcut în conjurul planetei. Așa. Și a avut urmări. Pentru că poliția română, nu unul, nu doi, mii de polițiști,
protestau în fața președintelui lor. 10.000 am fost, da. Bă, 10.000 înseamnă mult. Da, așa. Acum, întrebare. Da. Când este batjocorită, din punctul meu de vedere, grav. Da. Grav. Munca de polițist. Și dovadă e băiatul ăsta de la telefon, care are 20 de ani de criminalistică, da, și are salariu mai mic, mai așa, mic decât o infirmieră din așa Săcele, debutantă în meserie. Încoată tot respectul pentru meseria de infirmier. Așa. De ce nu sunteți, bă, cu caschetele pe păi n-am avut anul trecut de ziua poliției meeting cu 10.000 de oameni în stat. Cum haideți, mă? Nu știți că am dezbut împreună? V-am dat și factura pe costuri, ați uitat? Păi și atunci? Păi da, da. Păi da ce? Nu e în regulă. Deci am tratat cu aceeași unitate de măsură. Deci nu am diferențiat din punct de vedere politic. Până la urmă, păi nu mă interesează politica, mă interesează politica sindicală, mă interesează ca oricare putere să respecte drepturile noastre. Vă mai spun ceva. Niciodată eu, noi, Sindicatul Național al Polițiștilor din România, nu am cerut nimic în plus, nimic în minus, decât să ni se respecte drepturile conferite de lege. Mulțumesc mult, Bogdan Bănică, te mai așteptăm la noi în emisiune și nu știu dacă te interesează vreun pic, dar eu, Tudor Barbu, te apreciez foarte tare pentru ce ai făcut, pentru că ai arătat că ești bărbat. Nu ești doar polițist, ești și bărbat. Părere personală, te felicit, îți sunt alături. Vasile Zelca este la telefon, președinte SNPPC Constanța. Bună ziua, domnule Zelca. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. De câți ani sunteți în poliție? Din 96, 23 de ani. 23 de ani, mâine, poimine. Explicați-mi și mie situația pe care ați văzut-o, cum este privită în Constanța, respectiv întrebare directă, ce salariu aveți de bază în raport cu infirmiera din Săcele, care are 32 de milioane salariu de bază? În Constanța este ca peste tot în țară, pentru că noi suntem salarizați de la centru, în baza legii, așa zisei legii 153, care nu mai este unică, apropo de ce spunea colegul mai înainte. Tocmai de aceea doamna Orguț a scos sintagma de lege unică, pentru că ea nu mai este unică. Ea se aplică cum au vrut guvernanții, cui au vrut și suntem victimele acestei atitudini, în sensul că poliția nu face parte din programul de guvernare. Și la noi se întâmplă la fel, este aceeași stare de nemulțumire, de totală nemulțumire. Degringolada aceasta din salarizarea polițistului, care a început din 2009, această succesiune de ordonanțe care s-au anulat reciproc, nici nu vreți să știți, dacă vreți să aflați cum este salarizat un polițist, cred că ne trebuie vreo 10 specialiști să stabilim cum este salarizat un polițist. Pentru că este o succesiune de hotărâri, ordonanțe de urgență, legi, care se anulează parțial una pe alta, astfel încât la sfârșit e și complet zăpăcit pe românești. Domnule, domnul Zelca, vă mai întreb, ce vechime trebuie să ai la IPJ Constanța? Ce vechime trebuie să ai în poliție ca să ai salariu de început? Prima strigare, 32 de milioane, 33 de milioane. Undeva la 20 de ani. 20 de ani. Depinde de funcție. Stați puțin că e vorba. Nu intra în detalii. Undeva la a zis omul, nu fix. Păi nu, de exemplu, Bogdan, care e agent, nu poate la 20 de ani să ajungă la 3200 salariul de bază, de încadrare. Aia încerc să spun. Că e vorba de organigram aici. Un șef de post. Un șef de post poate okay, ajunge doar. Ok, bun, dar nu putem să analizăm așa, pentru că infirmierul e pe studii medii. Noi mergem la studii medii, nu mergem la studii superioare. La studii medii nu există acum agent de poliție care la prima strigare să ducă pe 3200. Nu există. Studii medii. Studii medici, după câți ani ajunge? După niciun an. N-are cum să ajungă nici la 25 de ani la 3200-3500 salariul de bază. Ba da, în timp și spațiu, când nu mai fi Olguța și Dragnea la putere. Da. Un profesor după 20 de ani de chimie și gradul ia 28 atunci. De milioane, 2800 de lei. Ia sub 3000 de lei. Ca să discutăm direct. 20 de ani de chimie și gradul așa întâi, sigur, poate să fie un inspector șef care sigur nu, că... Nu, mă, eu vorbesc de oameni pe dar aici, băi, vreți să comparăm studiile medii cu medii, da? Infirmierul bănuiesc care studii medii, nu știu dacă bănuiesc. E, uitați-vă, 3600, atenție mare, și nu este în lege pe 100% pe 2022, că doar medicii și asistenții șoferii de ambulanță. Vasile Zelca, rămâi puțin la telefon cu noi, că vreau să arăt oamenilor de ce este iureșul ăsta și de ce e subiectul ăsta. Astăzi, România a cunoscut un moment dramatic, pe care foarte puțin îl mediatizează. Am văzut că în afară de o știrucă, așa, un pic trecută cu vederea, nimeni nu tratează serios faptul că un euro a trecut de 4,7 lei. Când se vorbea de 4,7 lei, spunea lumea, băi, barbul ăla de la B1, asta acum un an, mai bine de un an jumate, spuneam aici, la Măsuță, vorbeam cu Soviani, nu mai știu cu cine, cum să treacă, bă, am primit mesaje, băi, tu care ești liberal și dai în PSD și nu ești de acord cu ăștia, panichez lumea mea. Am primit mesaj, nu spun de la cine, Becher, membru al guvernului ăsta, Dăncilă.
Domnul Barbu, nu mai manipulați, domne, nu mai profitați că aveți imagine liberă la B1 TV. Păi ia spune o fetei ălea, că nu pot să-i spun ministereasă. Băi, domnișoară, băi, doamnă, vrei să citești ce scrie pe ecran? 4,7081, tanti, care îmi spuneai mie acum un an jumate că profit că am fost senator liberal și acum sunt ziarist. Nu profit deloc. Nu spuneam decât că România se duce spre 4,7 lei. E, nu se mai duce, mă, spre 4,7. A trecut de 4,7. Acesta e cursul azi. Ca să știe cei care au rate, care cumpără medicamente. Medicamentele se importă în dolari, în euro. Majoritatea. Nu în dolari. Prețul țițeiul e în dolari. Dar și dolarul s-a dus, vai mama noastră. Nu e nicio liniște. Ok. Prețul mâncării. Uitați-vă în rafturi, ca să citiți pe etichete ce e făcut în Ungaria, nu mai zic Germania, Franța, Spania, nu. Ungaria, plătim în euro, ca să știe lumea când cumpără fasole, pe care scrie românește, dar scrie made in Hungary, este în euro, bă, băieți. Ratele la bănci sunt calculate funcție de acest curs. Deci una peste alta, nivelul de trai scade. Ați înțeles de ce l-am sunat pe Zelca? De ce l-am sunat pe Bogdan la Suceava? Pentru că salariile care au devenit subiect de iureș în România, n-au nicio legătură cu ce se întâmplă în schimbul valutar. Ce ai zis, Sorine? Nu e nicio bucurie că dacă ar fi fost cumpărate în euro, pentru că și în dolar, pentru că și dolarul se duce în același ritm. Aia e o valoare la pe care valoarea toate dolarului aceste de acum creșteri favorizează guvernul, ca să fim foarte clar. Mersi mult, domnul Zelca, pentru telefon. Deci unul dintre cei mai buni președinți din sindicatul nostru. Toate aceste creșteri, când vorbim despre euro, favorizează doar guvernul. Sigur că ne afectează pe noi, pentru că nivelul de trai scade punctual. Teddy, deschide telefoanele pentru cei de acasă, luăm publicitate și revenim imediat cu voi, în maxim 2-3 minute. Da, ne-am întors în direct, oameni buni. Imediat o să mergem la Ilie din București. A primit coardă un mesaj de la un cetățean care mă roagă să spun public cine a fost generalul Penciuc și pe cine a promovat și că nu sunt străin de întrebare. Prietene, aș putea discuta o oră pe acest subiect. Am fost acreditatul televiziunii române an de zile la Ministerul de Interne, în anii 90. L-am cunoscut pe generalul Penciuc ca pe toți generalii Ministerului de Interne la filmări. Iar manipularea ordinară făcută de un nei ca nimeni, precum că generalul Penciuc m-a adus pe mine în televiziune, că vezi, doamne, aș fi securist acoperit sau ceva, este o prosteală făcută de un prost pe care oricând îl invit, eu nu-i spun numele, oricând vrea el aici să discutăm despre când am venit eu în televiziune. Apropo, m-am angajat în TVR în 1980. Prietene care ai dat mesaj. 1980. Da? Bine. Salut, Ilie, ești în direct. Vă salutăm, domnul Barbu. Da. O problemă... Te ascult. O problemă care aș vrea să pun pentru stabilitatea, zic eu, a situației politice, ar fi aceea să militați pentru stabilitatea partidelor, pe cine votez, să fie acolo. Nu să fugă de la un partid în alta, cum, de exemplu, cum îi stinge PSD-ul. Știi? Da, domnule, te întreb dacă te duci într-un partid, cum a fost și cazul meu, da, nu numai al meu, te duci într-un partid care partidul dispare, ce faci? Păi, dacă dispare, asta sunt cazuri excepționale. Da, vezi de treaba ta, te duci într-un partid și constați în interiorul partidului ăla că ești înconjurat doar de... Nu vreau să spun ce fel de oameni și ceva. Stai acolo, că nu e așa simplu cum crezi. În cel mai rău caz, da, să se formeze independent. Eu cred un singur lucru. Că se poate spune despre cei care pleacă de la opoziție la putere că sunt traseiști. Dacă te duci în Parlament cu un partid de opoziție și te muți la partidul la putere, da, se cheamă că ești traseist politic. Da. Dacă nu, nu. Mă rog, e o părere personală, dar am crezut că mă suni în privința fluturașilor, legii salarizării. De acord, de acord. Ce a spus e foarte de acord. Alo? Da. Sunt foarte de acord cu ce s-a spus și ce a spus domnul Coarnă și cu toată treaba ta. Sunt foarte de acord. Bine, mersi mult de tot. Mersi mult de tot. Mergem la Iași. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Salut. Domnul Barbu, să trecem exact în subiect, în miez. Vă salut și cu onor respect pentru toți invitații dumneavoastră.
Vreau să vă spun un singur lucru. Sunt asistent medical debutant, gradul 2, care nu au un salar cum îl are doamna infirmier. Deci nu vă surprind asta la un spital orășenesc. Așa. Tot ca la FCL. Iar infirmieri din spitalii clinici universitari, nu, vreau să vă spun doar ce a făcut doamna Ulguță Vasilescu, cu legea de salarizare imunitare. În spitalele din Iași, în marile centri universitari, infirmierii nu au mai mult de 2300. Corect. Deci infirmierii care nu au un grad 0 sau 2, 5. Deci asta să nu vă miri, domnul Barbu. Ceea ce s-a întâmplat acolo e posibil să fie cu totul altă natură. Bine, domne, e ok. Mersi mult de tot pentru... Da, Mitică, ce ai vrut să spui? Există posibilitatea să fie o greșeală. Mi-a primit câteva mesaje și în publicitate de la oameni din sistemul sanitar și transmit informația cum că ar fi... Salariul de la SCL e o greșeală. Că ar fi o posibilitate să fie o greșeală. Nu știu, trebuie unic. Da, ok, trebuie verificat. Am înțeles. Și trebuie să luăm și ipoteza asta de lucru. Există posibilitatea asta, nu știu. Bine, bine. Cazul a fost prezentat în detaliu de un șef de clinică din Brașov. Am văzut emisiunea, corect. Da, da. Okay. Sunt întrebări de tipul ăsta. Am înțeles. Dacă este singurul caz din România și, într-adevăr, așa cum se poate presupune că e o greșeală la Săcele, să o corecteze și... Eu nu cred că... Îmi dai voie să nu cred? Eu vă cred că nu credeți. Legea asta e făcută strâmb. Legea asta a inventat sau are descoperit canibalismul... Alege tu primărie. Și eu îți dau salariul șoferului. Ajungem acolo, trebuie să vă spun de ce, pentru că au lăsat posibilitatea juridic primarului și Consiliul Local să stabilească. Păi și atunci? Păi de-aia am spus. Păi nu-s bugetari. De acord cu dumneavoastră, nu v-am... Păi ăștia i-a băgat înapoi în exploatările miniere, erau în grevă. Eu am citit. I-a băgat înapoi cu 10 milioane net, adică vreo 6 milioane brut. Și au salarii să duc la bandă în județul Gorj, în minerii să duc la bandă. În primării. Cu salariul de două ori mai mic decât un funcționar din primărie. În primării sunt niște oameni care meritau niște majorări salariale, ca să fim foarte corecți. Am înțeles. Pentru n-am spus că oamenii lucrează. Așa. Lucrează și au niște responsabilități, au niște incompatibilități și ar fi trebuit majorate salariile. Problema de fond este că legiuitorul nostru, Onorul Orguța Vasilescu et companii, au legiferat atât de prost încât au introdus canibalismul ăsta în sistemul public. În loc să echilibreze și să dea fiecăruia, în funcție de calitatea, cantitatea și importanța muncii depuse... Mersi mult. Continuăm dialogul telefonic imediat, Sorine. Continuăm dialogul telefonic după o foarte scurtă pauză publicitară. Revenim la voi. Ne-am întors în direct, mergem direct la Timișoara. Salut, Jane, te ascultăm. Bună ziua. Bună. Aș vrea să încep printr-o completare la ce s-a discutat până acum. Deci infirmierele de la spital nu au studii medii, ci generale. Pot fi infirmiere cu 8 clase sau cu 10 clase. Nu e obligatoriu să ai diplomă de bacalaureat, cum e la polițiști, de exemplu. Da. Era un lucru pe care mi-a scăpat mie și eu am avut un dubiu acolo. Așa, deci, mai departe. Asta ar fi una dintre diferențe. Acum, aș vrea să vă reamintesc, când se discuta de legea salarizării, doamna ministră spunea că singurele salarii care vor scădea vor fi cele ale unor directori care au salarii nesimțite prin ministere. Fals. Au scăzut și salariile altor angajați. Stai un pic că mi-a venit o idee, Jeane. Stai un pic la telefon. Teddy, sună-l pe domnul Grigorescu la Brașov, ca să vedem dacă ce a prezentat el public și a dat foc țării poate fi un accident în cazul Săcele. Da, Jeane? Deci, doamna ministră spunea că nu vor scădea decât salariile directorilor din ministere, care au așa salariile foarte mari. Dar, în schimb, dumneai vroia să se răzbune pe secretari și pe directorii din primăria și din primării în general, pentru că aveau salariile mai mari decât primarii, așa cum a afirmat chiar dumneai când era primar la Craiova. Că era secretarul și câteva directori din primăria Craiova, care aveau veniturile mai mari decât le avea dumneai în calitate de primar. Acum, prin noua lege a salarizării, au scăzut salariile viceprimarilor de comune sub 3.000 de locuitori. Deci, în iunie 2017, se poate verifica salariul brut, mai bine zis, indemnizația brută a unui viceprimar de comună sub 3.000 de locuitori era 4.831 de lei, iar după intrarea în vigoare a legii, indemnizația brută a unui viceprimar de comună sub 3.000 de locuitori a fost de 4.350, deci a scăzut cu 500 și ceva de lei. Hai să vă explic ceva, iertați-mă că intervin. Eu nu cred ce spuneți, pentru că primăriile stabilesc salariile singure. Nu poate să scadă, că nu e de la București venită... Nu e adevărat, aici greșiți. La primar și la viceprimar sunt stabilite prin lege. Nu e adevărat, sunteți în mare eroare. Dezinformați, sunteți în mare eroare. Primarul își stabilește salariul votat de Consiliul Local. Da, și-au făcut un salarii mai mari. Nu e adevărat. Primarul nu, doar ceilalți. Doar în cazul celorlalți evaluabice. Sunteți în mare. Închideți-i telefonul omului. De-aia și-au făcut unii salarii Atenție, mai mari decât pot, primarul pot capitalei. Pot emisiunea asta, pot să o las la liber cui vrea. Dacă să intre cineva să dezinformeze, eu să-l corectez și el să-mi spună că greșesc, e deja
ar trebui, dacă las așa, ca oamenii să... Nu, emisiunea nu poate permite manipulări. Ce a spus omul ăsta e o manipulare. Legea spune așa, salariile, atât la consilieri, care depind de salariul primarului. Indemnizația. Atenție, de indemnizația primarului. Consilierii stabilesc salariul, indemnizația primarului, iar ei, consilierii locali, comunali, orășenești, municipali, au bani în funcție de cât are primarul. Cu cât are primarul mai mult, cu... greșesc mult ce spun? Nu, nu, e corect. Taram, Rodica, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. Te ascult. Să știți că sunt salariată într-un spital din București. Așa. Și sunt infirmieră și vă spun că este salariul ăla de bază de 2180 cât avea doamna cea cu vechime. Am 34 de ani de vechime, i-am făcut pe 4 ianuarie. Și atât am salariu de bază cât era primei doamne cu vechime care o are de la Brașov. Nu cât să spune de 30-40 de milioane. Discuția e dincolo la 3200, acolo e discuția. Doamna, Rodica, dragă, fluturașul pe care l-am prezentat, nu e? Da. Și îl mai vezi acum, nu ăsta, al celui de la Săcele, Teddy. Da, da. Cel cu 3200. Teddy, de la Săcele. Cel cu 3200 de bază. Cel cu 3200 de bază. Este, ascultă-mă, Rodica. Este pus pe internet de către un șef de clinică din Spitalul Județean Brașov, domnul Dan Grigorescu. Iată salariul. Da. Ni l-a comentat în direct, e verificat de el la spitalul din Săcele, deci nu e contrafăcut, doamne iartă-mă. Nu. Dar să nu se mai inducă în eroare de corect ce spune populație, de către populație că atât are salariu o infirmieră, că nu este adevărat, domnul Barbu. Este adevărat, eu sunt de acord cu dumneavoastră pentru că n-ați intrat în programul cu medicii. Nu. Dumneavoastră ați rămas ca și noi. Abia acum a primit unul pe patru. Bine, Rodica, punem punct emisiunii de azi, Rodica, și îți fac ție o promisiune, Rodica. Voi verifica mâine, în seara asta și mâine, dacă situația de la Săcele este unică în România și dacă e un accident. Nu, ce spune doamna, e corect. Am înțeles, mă. Rămâneți cu B1 TV, urmează Bună România cu Răzvan și Radu. Noi, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune. Comandați acum Prostamical 24D Night, capsula de zi și capsula de noapte, ce vă ajută să diminuați efectele negative ale prostatei. Capsula pentru zi, îmi protejează ziua. Capsula pentru seară, îmi oferă nopți liniștite. Simplu și foarte. Rămâneți alături de noi pentru a vă prezenta un produs 100% natural care vă ajută să diminuați efectele negative ale adenomului de prostată. Uneori trebuia să merg urgent la toaletă, dar nu făceam nimic, doar stăteam. Și când în final făceam, era doar un strop. Era foarte greu. Soția a ales să nu mai doarmă cu mine în aceeași încăpere, deoarece mă trezeam foarte des noaptea și o trezeam și pe ea. Mă simțeam groaznic și nu știam ce să fac. Nici măcar un film nu puteam să văd până la final. Era groaznic. Mă trezeam de 3-4 ori pe noapte. Trebuia să merg la toaletă, trebuia să merg urgent. Dar nu făceam nimic. Trebuie să vă mai spun că în final, când făceam, durerile erau groaznice. Nu mă puteam bucura de viață. Livrare gratuită în toată România. Taxă de coletare și ambalare zero. Ofertă unică de la Rotele Show pentru pensionari. Economisiți 100 de lei. Comandați acum Prostavital 24D Night, capsula de zi și capsula de noapte, ce vă ajută să diminuați efectele negative ale prostatei. Capsula pentru zi, îmi protejează ziua. Capsula pentru seară, îmi oferă nopți liniștite. Doar 198 de lei cu TV inclus, pachetul pentru două luni ce însumează 120 de capsule. Dacă sunați în următoarele 10 minute, primiți cadou și două pachete de ceai Prostavital necesare pentru două luni. Atenție, produsul original poate fi comandat doar de la Rotele Shop prin comandă telefonică. Stocul este limitat. Oferim 30 de zile drept de retur. Comandați acum Prostavital 24 de Night ce vă ajută să vă simțiți ca în tinerețe. Sunați acum și economisiți 100 de lei. Încă din prima săptămână și jumătate, de când folosesc Prostavital, nu mai merg la toaletă. Durerile m-au lăsat și mă pot bucura de plimbările prin parc. Nici joaca cu nepoții mei nu s-a mai pare atât de grea. Sunt foarte fericit. Acum trăiesc o viață de om normal. Mă simt minunat. Mă simt ca la tinerețe. Merg mult mai rar la toaletă, deoarece elimin urina și pot dormi liniștit. Este minunată această formulă unică, Day and Night. Nu am mai dormit o noapte întreagă de foarte mulți ani. Dar acum totul s-a schimbat. Când mă trezesc dimineața, iau o capsulă Prostavital și mai iau o capsulă
seara înainte de culcare. Simplu și foarte benefic pentru viața mea. Acum mă simt ca în tinerețe. Deplasările mai sunt o problemă pentru mine. Desele vizite la toaletă sunt doar o amintire datorită formulei unice de la Prosta Vital, care este fantastic. Livrare gratuită în toată România. Taxă de coletare și ambalare zero. Ofertă unică de la Rotele Show pentru pensionari. Economisiți 100 de lei. Comandați acum Prosta Vital 24 de night, capsula de zi și capsula de noapte, ce vă ajută să diminuați efectele negative ale prostatei. Capsula pentru zi îmi protejează ziua. Capsula pentru seară îmi oferă nopți liniștite. Simplu și foarte benefic pentru viața mea. Acum vă simt ca în tinerețe. Doar 198 de lei cu TVA inclus, pachetul pentru 2 luni ce însumează 120 de capsule. Dacă sunați în următoarele 10 minute, primiți cadou și 2 pachete de ceai Prosta Vital necesare pentru 2 luni. Atenție, produsul original poate fi comandat doar de la Rotele Shop prin comandă telefonică. Stocul este limitat. Oferim 30 de zile drept de retur. Comandați acum Prosta Vital 24 de night ce vă ajută să vă simțiți ca în tinerețe. Sunați acum și economisiți 100 de lei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Întotdeauna ceva nou. Observați fire de păr nedorite deasupra buzelor? Ați găsit fire pe barbă sau fire de păr mici și enervante vă acoperă obrazul? Îndepărtarea părului facial e obositoare și mai ales foarte dureroasă. Una dintre cele mai sensibile zone a corpului nostru este pielea feței. Trebuie să avem grijă de aceasta și să îndepărtăm părul facial cu originalul Roxy Pocket Shaver. Roxy Pocket Shaver este soluția cea mai bună. Îndepărtează fără durere și rapid toate tipurile de păr facial. Este compact, discret și mereu la îndemână. Roxy Pocket Shaver, pentru o piele perfect, fină și impecabilă. Originalul Roxy Pocket Shaver poate fi utilizat pentru toate tipurile de piele. Îndepărtează firele de păr din jurul buzelor, de pe barbă și astfel fața dumneavoastră va deveni deosebit de netedă, fără durere, în câteva secunde. Și cel mai mare avantaj al dispozitivului este că nu stimulează creșterea părului. Niciodată nu a fost mai ușoară și mai plăcută îndepărtarea părului facial. Roxy m-a uimit absolut. Originalul Roxy Pocket Shaver poate fi folosit pe orice tip de piele și pe oricare parte a feței. Capul rotativ acoperit cu aur de 18 carate poate îndepărta ușor toate firele de păr, fără durere și în doar câteva secunde, fără erupție cutanată, înroșire sau iritarea pielii. Originalul Roxy Pocket Shaver este rezistent la stropire. Îl putem folosi chiar și sub duș. Designul lui unic și elegant vă oferă o discreție absolută. Originalul Roxy Pocket Shaver îndepărtează incredibil de precis firele de păr de pe obrazul dumneavoastră, deși la prima vedere seamănă cu un ruj. Mulțumit aspectului său elegant, nu va sări în ochi în nicio situație. Numai originalul Roxy Pocket Shaver este atât de compact, discret și mereu la îndemână. Ieri m-am chinuit cu smulgerea firelor și cu ceara. A fost extrem de obositor. Apoi am descoperit Roxy Pocket Shaver și imediat m-am îndrăgostit de el. Este extrem de blând, ușor ca o pană și folosirea lui nu este dureroasă. Nu există dispozitiv pentru îndepărtarea părului mai bun decât Roxy al meu. Cel mai mare avantaj este că firele de păr nu se întăresc. Originalul Roxy Pocket Shaver e dispozitivul perfect pentru îndepărtarea părului. Pur și simplu ideal pentru orice tip de ten. Priviți! Pentru tenul deschis la culoare, tenul sensibil, tenul uscat, tenul îmbătrânit, tenul încărcat. E pur și simplu fantastic! Toate femeile își doresc o piele impecabilă, dar în jurul buzelor, pe barbă și mai ales pe obraz, adesea cresc fire de păr neplăcute. Astfel, machiajul va prezenta imperfecțiuni. Cu Roxy veți putea înlătura ușor aceste fire de păr, blând, fără durere, în doar câteva clipe. Astfel, nimic nu vă va mai deranja la aplicarea cremei sau machiajului. Cel mai mare avantaj este că nu stimulează creșterea părului. După depilare, mulți dintre oaspeții mei suferă de iritații ale pielii și erupții cutanate. Ceara exfoliază pielea ca și cremele de îndepărtare a părului. Dar Roxy lucrează ușor și cu atenție. Vă recomand Roxy Pocket Shaver cu încredere. Sunați acum și cumpărați la prețul imbatabil de mic Media Shop propriul dumneavoastră dispozitiv compact pentru îndepărtarea părului, originalul Roxy Pocket Shaver, împreună cu capacul practic și indispensabilă perie de curățare. Dar asta încă nu e totul! Dacă sunați și comandați produsul chiar acum, vă oferim suplimentar, adică gratis, un cap cu un veliș de aur de 18 carate.
Produsele asemănătoare nu ajung nici pe departe la calitatea lui Roxy Pocket Shaver, însă prețul acestora poate ajunge și până la 350 de lei. Dar originalul Roxy Pocket Shaver nu costă 350 de lei, nici 300. Și da, vedeți bine, e mai ieftin chiar de 200 de lei. Originalul Roxy Pocket Shaver, împreună cu capul suplimentar gratuit, poate fi achiziționat azi la prețul minim Media Shop de numai 169 de lei. Dar stop! Dacă sunați și comandați chiar acum acest dispozitiv fantastic pentru îndepărtarea părului, dublăm oferta! Da, ați auzit corect! Pe lângă primul set, vă trimitem și un al doilea set complet pentru îndepărtarea părului, Roxy Pocket Shaver și toate acestea gratis! Iar dumneavoastră veți plăti în continuare prețul minim, imbatabil de mic, Media Shop de numai 169 de lei! Astfel, dumneavoastră economisiți cu un singur apel aproape 170 de lei! Bineînțeles, și la Roxy Pocket Shaver este valabilă garanția de satisfacție Media Shop de 30 de zile și restituirea prețului plătit. Dar atenție! Această ofertă este strict limitată și este valabilă pentru o perioadă scurtă de timp. Ce mai așteptați? Sunați chiar acum sau comandați comod produsul la pagina www.mediashoptv.ro. Observați fire de păr nedorite deasupra buzelor? Ați găsit fire pe barbă sau fire de păr mici și enervante vă acoperă obrazul? Îndepărtarea părului facial e obositoare și mai ales foarte dureroasă. Una dintre cele mai sensibile zone a corpului nostru este pielea feței. Trebuie să avem grijă de aceasta și să îndepărtăm părul facial cu originalul Roxy Pocket Shaver. Roxy Pocket Shaver este soluția cea mai bună. Îndepărtează fără durere și rapid toate tipurile de păr facial. Este compact, discret și mereu la îndemână. Roxy Pocket Shaver pentru o piele perfect, fină și impecabilă. Originalul Roxy Pocket Shaver poate fi utilizat pentru toate tipurile de piele. Îndepărtează firele de păr din jurul buzelor, de pe barbă și astfel fața dumneavoastră va deveni deosebit de netedă, fără durere, în câteva secunde. Și cel mai mare avantaj al dispozitivului este că nu stimulează creșterea părului. Niciodată nu a fost mai ușoară și mai plăcută îndepărtarea părului facial. Roxy m-a uimit absolut. Originalul Roxy Pocket Shaver poate fi folosit pe orice tip de piele și pe oricare parte a feței. Capul rotativ acoperit cu aur de 18 carate poate îndepărta ușor toate firele de păr, fără durere și în doar câteva secunde, fără erupție cutanată, înroșire sau iritarea pielii. Originalul Roxy Pocket Shaver este rezistent la stropire. Îl putem folosi chiar și sub duș. Designul lui unic și elegant vă oferă o discreție absolută. Originalul Roxy Pocket Shaver îndepărtează incredibil de precis firele de păr de pe obrazul dumneavoastră, deși la prima vedere seamănă cu un ruj. Mulțumit aspectului său elegant, nu va sări în ochi în nicio situație. Numai originalul Roxy Pocket Shaver este atât de compact, discret și mereu la îndemână. Ani în șir m-am chinuit cu smulgerea firelor și cu ceara. A fost extrem de obositor. Apoi am descoperit Roxy Pocket Shaver și imediat m-am îndrăgostit de el. Este extrem de blând, ușor ca o pană și folosirea lui nu este dureroasă. Nu există dispozitiv pentru îndepărtarea părului mai bun decât Roxy al meu. Cel mai mare avantaj este că firele de păr nu se întăresc. Originalul Roxy Pocket Shaver e dispozitivul perfect pentru îndepărtarea părului. Pur și simplu ideal pentru orice tip de ten. Priviți! Pentru tenul deschis la culoare, tenul sensibil, tenul uscat, tenul îmbătrânit, tenul încărcat. E pur și simplu fantastic! Toate femeile își doresc o piele impecabilă, dar în jurul buzelor, pe barbă și mai ales pe obraz, adesea cresc fire de păr neplăcute. Astfel, machiajul va prezenta imperfecțiuni. Cu Roxy veți putea înlătura ușor aceste fire de păr, blând, fără durere, în doar câteva clipe. Astfel, nimic nu vă va mai deranja la aplicarea cremei sau machiajului. Cel mai mare avantaj este că nu stimulează creșterea părului. După depilare, mulți dintre oaspeții mei suferă de iritații ale pielii și erupții cutanate. Ceara exfoliază pielea ca și cremele de îndepărtare a părului. Dar Roxy lucrează ușor și cu atenție. Vă recomand Roxy Pocket Shaver cu încredere. Sunați acum și cumpărați la prețul imbatabil de mic Media Shop propriul dumneavoastră dispozitiv compact pentru îndepărtarea părului, originalul Roxy Pocket Shaver, împreună cu capacul practic și indispensabilă perie de curățare. Dar asta încă nu e totul! Dacă sunați și comandați produsul chiar acum, vă oferim suplimentar, adică gratis, un cap cu un veliș de aur de 18 carate. Produsele asemănătoare nu ajung nici pe departe la calitatea lui Roxy Pocket Shaver, însă prețul acestora poate ajunge și până la 350 de lei.
dar originalul Roxy Pocket Shaver nu costă 350 de lei, nici 300. Și da, vedeți bine, e mai ieftin chiar de 200 de lei. Originalul Roxy Pocket Shaver, împreună cu capul suplimentar gratuit, poate fi achiziționat azi la prețul minim Media Shop de numai 169 de lei. Dar stop! Dacă sunați și comandați chiar acum acest dispozitiv fantastic pentru îndepărtarea părului, dublăm oferta! Da, ați auzit corect! Pe lângă primul set vă trimitem și un al doilea set complet pentru îndepărtarea părului, Roxy Pocket Shaver și toate acestea gratis! Iar dumneavoastră veți plăti în continuare prețul minim, imbatabil de mic, Media Shop de numai 169 de lei! Astfel dumneavoastră economisiți cu un singur apel aproape 170 de lei! Bineînțeles, și la Roxy Pocket Shaver este valabilă garanția de satisfacție Media Shop de 30 de zile și restituirea prețului plătit. Dar atenție! Această ofertă este strict limitată și este valabilă pentru o perioadă scurtă de timp. Ce mai așteptați? Sunați chiar acum sau comandați comod produsul la pagina www.mediashoptv.ro. Această emisiune vă este...